nu mai sunt în jocul ăsta. Da, nu, hai din gol, hai din gol. Nu, vreau să vă zic. Noi. Ia uzi ăsta, ce că-i cu pistolul în mână, nu știu. Bună seara! Este al cincelea atac violent în ultimele zile. Ce ați văzut s-a întâmplat la Gorj, doamnelor și domnilor. Acolo polițiștii au încercat să intervină într-o altercație. Ce să vezi? Fost luați la bătaie de către interlopi. Aceștia și-au tăiat cătușele. A început o operațiune de amploare de căutare a lor. Avem în acest moment o ediție specială la care invitat este fostul prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu. Vom discuta ce se întâmplă în momentul acesta cu România, pentru că România este la răscruce. O să vedeți și din punct de vedere politic și din punct de vedere economic. Dar aș vrea să începem prin a comenta aceste imagini pe care tocmai le-ați văzut. Prin informații suplimentare de la corespondentul România TV, Iulia Blondea. Iulia, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Lili, bun găsit tuturor. A fost un scandal monstru unde, iată, doi indivizi din Buzău, mai exact, care au venit la rude în Gorj, s-au luat la harță cu vecini de acolo din comuna respectivă, iar aceștia au sunat imediat la 112 după ce agresorii au intrat efectiv în casă peste ei. Au fost recalcitranți, puși pe scandal, iar în momentul în care polițiștii au sosit la fața locului, polițiștii din comună, pentru că totul s-a întâmplat aproape de postul de poliție din comună, aceștia au continuat să fie agresivi, inclusiv cu polițiștii, care se vede pe imagini că sunt efectiv depășiți de situație. Sunt cu pistolul în mână, însă chiar și așa, scandalagii nu s-au oprit. Aveau cătușele la mâini, însă au fugit în casă și au tăiat cătușele cu toporul. Au fost ajutați, iată, de rude, iar ulterior au fugit. Până la fața locului au sosit mai multe întăriri, mai multe echipaje de poliție. În aceste momente sunt căutați, polițiștii îi caută pe agresori. Unul a fost prins, însă celălalt este de negăsit. Este o operațiune de amploare, deci de forțe de ordine mascați sunt la fața locului. Însă, iată, este extrem de incredibil faptul că aceștia nu s-au potolit nici în momentul în care au văzut polițiștii cu pistoalele, care aceștia vedem, iată, că fac pași în spate și nu îndrăznesc să se apropie de agresori, chiar dacă unul dintre aceștia avea deja cătușele puse la mâini. Mulțumesc foarte mult, Iulia. Domnule președinte Tăriceanu, ați fost prim-ministru al României. Știți cam ce înseamnă Ministerul de Interne și nu numai în România, ci și peste tot în lume ce înseamnă poliția. Vedem, spuneam la începutul emisiunii, avem o situație în care poliția pare că își pierde din autoritate, pare că își pierde din influență, până la urmă dintr-o influență care are la bază totuși legea. E un pericol pentru România sau, nu știu, e o situație mai degrabă de tensiune socială care se resimte și care izbucnește izolat? Să știți că efectul epidemiei de coronavirus nu a fost numai unul economic. Este un efect clar și în plan social și sigur că sunt foarte mulți oameni care sunt stresați, care au suferit psihic de pe urma acestei perioade. Bun, acest lucru însă sigur că nu justifică ceea ce vedem. Mie mi se pare că aceste scene care se derulează parcă într-un film, nu-mi vine să cred că asta este realitatea, ne arată o altă situație, o altă realitate pe care sigur nu vrem poate câteodată să o vedem. Și anume, zone care sunt scăpate de sub controlul și aplicarea legii, aceste clanuri mafiote, sau nu știu dacă sunt neapărat mafiote, dar sunt clanuri, da, care sfidează legea, polițiștii au o oarecare reținere de a interveni. Ei sunt, mulți dintre ei sunt veniți în străinătate, unde sunt convins că nu aveau curajul să sufle în fața poliției de acolo, pentru că știau ce urmează. Știau că ajung în pușcărie, știau că sunt imediat sancționați. Aici au impresia că totul e mai permisiv, că poliția e mai îngăduitoare cu aplicarea legii, că legea se aplică câteodată
așa, mai de ochii lumii. Câteodată am văzut că și sunt scăpați de instanțe pentru lucruri care sunt totuși foarte, foarte grave. Și de aceea, sigur că asistăm în ultima perioadă la un fel de suită de astfel de manifestări. Cert este că Ministerul de Interne nu trebuie să arate cea mai mică îngăduință față de asemenea derapaje antisociale și de încălcare a legii. E tot ceea ce pot să spun și sigur că îi cer ministrului Vela să intervină cu o mână forte, să nu stea și cu atitudine complezentă să tolereze astfel de situații. Adică ce s-ar putea întâmpla în cazul de față? Să vină, să... Ui, plecăm de la imaginile pe care le vedem acum. Să fie trimis jandarmi, să se suplimenteze echipajele de poliție. Da, evident, trebuie mobilizate echipe de poliție care să-i găsească pe cei care au tulburat ordinea publică, care au făcut actele de violență. Trebuie deferiți făcută anchetă, deferiți justiției. Deci trebuie aplicată legea. Știe perfect Ministerul de Interne ce are de făcut. Nu trebuie să le dăm noi sfaturi. Numai să facă. Adică nu trebuie să existe toleranță față de asemenea situații. Toleranță zero. Și dacă va fi toleranță zero, atunci oamenii vor înțelege și vor respecta legea. Suntem în momentul ăsta la o răscruce, vorbim doar din perspectiva asta pe moment, pentru că sunt imagini pe care noi le uitasem, clanurile astea reîntoarse în țară, plecaseră și făceau ce știu mai bine în străinătate. Da, dar nu violență, nu violențe, nu bătăi, nu lucruri de genul celor pe care le vedem aici, mașini atacate, cu topoare, cu bâte, ca în, nu știu, deci așa ceva nu fac acolo, atenție. Nu știu cu ce se ocupă acolo. Unii, nu știu, să fie foarte clar că așa ceva ar fi ajuns în România dacă s-ar fi întâmplat. Bun, dacă acolo nu fac așa și aici fac așa, care e diferența între cele două, între statul român și restul statelor? Păi da, să știți că diferența ține de atitudinea autorităților, în special a forțelor de ordine. Că și acolo există poliție și echivalentul jandarmeriei. În Franța e jandarmerie, în alte țări nu știu cum se numește, echivalentul acestor forțe de intervenție există. Și acolo probabil că eficiența intervenției lor nu este pusă în dubiu de aceste clanuri ca la noi, ca să-și poată permite să facă ceea ce vedem. Vreau să vorbim, domnule președinte, pentru că mâine expiră starea de alertă. Președintele dorește prelungirea ei. Astăzi, informație venită de la grupul acela strategic, care rămâne în continuare secret, dar totuși nu avem alte date pe care... Da. Da, nu știm nici acum componența. Nu avem alte date și trebuie să ne bazăm pe asta. 320 de noi cazuri de infecție cu coronavirus și un apel al autorităților de a respecta în continuare distanțarea socială. Este și măsurile, purtarea măștii, spălatul pe mâini. Este un risc pe care... și-l asumă, un risc mare pe care și-l asumă România dacă ieșim cu totul din starea de alertă? Uitați ce se întâmplă. Din primul moment din care au anunțat intenția de a prelungi starea de alertă, am avut o bănuială și anume aceea că vor crește așa, în mod foarte interesant, numărul de cazuri de îmbolnăviri sau testări pozitive, da? Acest lucru trebuie să vă spun că este strict legat și cred că știți și dumneavoastră și mulți dintre telespectatori, este legat de numărul de testări care se fac. Când au fost 3.000 de testări pe zi, numărul a fost mic. Când au făcut 11.000 de testări, numărul a mai crescut. Numărul nu a fost într-o evoluție constantă crescătoare, mă refer la numărul de testări, ci anumite variații de acest gen și în ultimile zile am văzut că au crescut foarte mult numărul de testări și atunci asigur că acest număr de îmbolnăviri arată mărit. Punctul 2. Cine ne dă garanția că aceste informații sunt corecte și nu sunt umflate tocmai ca să inducă această stare de spirit, să inducă o presiune pe parlamentari care să voteze prelungirea stării de alertă? Stați un pic, un astfel de număr umflat, dacă ar exista, ar presupune o conspirație. Nu presupune chiar așa o complicație. Între guvern, între medici, între instituții ale statului. Doamna Ruse, astăzi am văzut o declarație făcută de un medic care spune că autoritățile au cerut ca toți bolnavii care au decedat și care aveau și
coronavirus să fie declarați ca decedați din cauza coronavirusului, cu toate că unii dintre ei erau cu boli în stări, în stadii terminale. Atenție! Da? Deci, iată distorsionare a rezultatelor cerută, direcționată de autorități. Eu nu am încredere, vă spun foarte clar, în aceste cifre oficiale. Și am o puternică bănuială că este dorința de a perpetua starea de alertă și în sprijinul acestei intenții se vine cu aceste cifre care sunt artificial majorate. În rest, vreau să vă spun că sunt clar, ferm și împreună cu colegii mei împotriva prelungirii stării de alertă, pentru că am văzut că nici în plan medical nu au fost luate măsurile corecte, iar măsurile care au fost luate au dus la consecințe foarte grave. Și aici am să mă refer la un lucru foarte precis, și anume, declararea tuturor spitalelor mari din țară în spitale COVID, suport COVID, așa se numesc, da? Evacuarea bolnavilor din aceste spitale. Spitalele au rămas goale, sunt în toată țara 150 sau 170 de persoane la terapie intensivă și oameni care sufereau de boli grave, unii în stadii avansate, boli cronice care aveau nevoie de tratament, nu au mai putut să beneficieze de un tratament medical adecvat, drept pentru care unii au decedat și alții sigur că suferă îngrozitor. Am văzut că de-abia acum autoritățile spun, da, poate să înceapă spitalele să primească bolnavi. Țineți cont că peste 3 luni de zile acești oameni nu au primit îngrijirile medicale adecvate și dreptul la sănătate este un drept constituțional. Eu stau și mă gândesc dacă într-o zi cei care au luat aceste măsuri aberante nu vor trebui să răspundă în fața legii pentru aceste derapaje, aceste decizii total eronat. Punctul 2. Economia este prăbușită, iar măsurile luate de guvern sunt practic apă de ploaie, ca să spun așa. Am primit informații din mediul bancar în legătură cu numărul extrem de mic de întreprinderi cărora au fost aprobate creditele prin programul IMM Invest. Ce vedem în alte țări? Vedem în alte țări că este o infuzie de capital extraordinar de mare la nivelul întreprinderilor pentru a le ajuta să repornească, pentru că și în alte țări, evident, economia a avut de suferit, pe când România, după cum știți, conform datelor comunicate de Fondul Monetar, este ultima țară din Europa în ceea ce privește implicarea și susținerea economică din partea autorităților. Aceasta este situația în momentul de față și pe mine mă îngrijorează extrem de mult acest lucru și aș vrea să trag o concluzie. Sigur că riscul de îmbolnăvire și necesitatea tratării celor care sunt îmbolnăviți de COVID nu se pune sub semnul întrebării. Este clar o necesitate. Pe de altă parte, este și o necesitate de a îngriji pe ceilalți bolnavi. Și al treilea element, văd că aveți vizitatori aici în studio. Da. Și al treilea element este că probabil consecințele grave, deteriorarea situației economice, va crea o serie de probleme probabil mai mari decât cele generate de îmbolnăvirea cu COVID. Adică oameni care vor rămâne pe străzi fără locuri de muncă, întreprinderi care vor da faliment, întreprinzători care își vor vedea afacerile ruinate, o situație economică pe care am văzut și guvernatorul Băncii Naționale a avertizat că este foarte proastă. Și guvernul văd că nu face nimic. La 1 iunie, după cum cu toții știm, trebuia să anunțe planul de măsuri economice. Da, astăzi suntem în 14 iunie și n-am văzut niciun plan. Zilele trecute, cu două zile în urmă, cred că premierul a anunțat că se lucrează la un plan. Cine lucrează? Cine? În fine, vreau să vă, pentru că ați spus că am fost prim-ministru, da, și vă explic ceva foarte simplu și e bine ca oamenii să înțeleagă. Ca prim-ministru nu poți să fii specialist în politică de mediu, în transporturi, în agricultură, în externe, în educație, în sănătate, nu poți. Și atunci asigură-ți ei consilieri. Premierul nu e specialist în nimic. El n-are o specialitate că n-a lucrat nicio zi. Da? A avut numai funcții până administrație, așa. N-are o meserie de bază să spui, domnule, e specialist pe creșterea pomilor fructiferi sau ceva. Orice meserie este onorabilă. Sudor, instalator, orice. E bine,
Ia-ți un grup de economiști, că sunt suficienți economiști de valoare în țara asta, poți să iei unii care sunt mai de dreapta, mai liberali, poți să iei unii care au o viziune de stânga, îi pui împreună și le spui, domne, asta îmi doresc, un plan de redresare economică. Vă dau 2 săptămâni să veniți cu o schiță de plan. Da? Cu un proiect de plan de redresare economică. Și după aia, sigur că decizia îți revine ție, ca prim-ministru, ce faci, că poate unele măsuri le consideri că sunt prea de stânga, altele că sunt prea radicale de dreapta și așa mai departe. Și tu tai și decizi. Dar el nu face nimic. Nici nu a constituit acest grup de economiști care să poată să producă... Care Ministerul de Finanțe care să se ocupe de asta. Ministerul de Finanțe, domnul Câțu, bate câmpii cu grație în fiecare zi și văd că are alte preocupări. Cum să-și recupereze pădurea de 10 milioane de euro din Parâng, unde să fac tăieri în neștire. Eu am fost acum 2 ani de zile, am fost pe Valea Lotrului și am văzut... M-am îngrozit ce am văzut, versanți întregi care erau despăduriți. Deci nu o exploatare rațională a pădurii, ci pur și simplu o despădurire sălbatică care sigur că afectează mediul. Dar văd că pe el asta îl preocupă. Da? Împrumută bani de la începutul anului. Nu știm ce a făcut cu banii. Vrea să-i dirigeze către mediul economic, dar văd că nu reușește și așa mai departe. Deci el are probleme foarte serioase, nu e capabil, nu are viziunea unui economist. A lucrat la o bancă, dar pentru că a lucrat la o bancă, să știți că economia nu înseamnă numai o bancă. Economia înseamnă și bănci, înseamnă și întreprinderi de producție, înseamnă și agricultură, înseamnă și servicii, înseamnă cu mult, mult mai mult. Iar ministrul nu are această anvergură de a gândi economic la scara unei țări. Ca să închidem discuția despre starea de alertă, cum vedeți că ar trebui să se desfășoare lucrurile începând de luni încolo? Pentru că ați spus că nu veți vota, da, o să fie aici și domnul Marcel Ciolacu. E o întrebare foarte bună și probabil că ar fi trebuit să vă spun de la bun început ceea ce cred că trebuie făcut. Deci trebuie ridicată starea de alertă care impune amputarea unor drepturi și libertăți. Trebuie, sigur, în continuare păstrate o serie de măsuri sub forma unor recomandări puternice, adică măsurile de distanțare fizică la locul de muncă, în spațiile publice. Doar recomandare, fără obligativitate? Da, pentru că știți ce, oamenii, eu nu cred că cei mai mulți au respectat măsura de purtat mască sau alte măsuri de distanțare socială pentru că sunt speriați de efectele legii. Am fost sâmbătă la o policlinică din București cu fiul meu cel mic și era lume. Cam stat la coadă, era distanțarea între persoane, cred că era mai mare de 1,5 metri. Nu era niciun polițist care să stea să controleze. Deci există deja, s-a format o cultură și există o conștiință, aș spune, socială, da? O cultură a acestei situații pe care cei mai mulți o respectă. Cei care nu o respectau înainte, nu o să respecte probabil nici acum și trebuie sigur că o campanie în acest sens, dar nu o campanie de miluire a presei, cum spune ziaristul Ion Cristoiu, ci o campanie serioasă de comunicare. Uitați-vă la alte țări. Grecia astăzi, prin primul ministru, anunță că țara este sigură pentru turism, că a luat măsurile necesare. Dar nu e stare de alertă, nu e stare de urgență, nu nimica. Și Grecia își primește turiștii pentru că este singura sursă consistentă de venituri a țării. Și pentru noi avem o serie de activități în domenii vitale care nu pot fi reluate din cauza acestor măsuri. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Nu cred că trebuie deschise cluburile de noapte unde să stea lumea îngrămădită ca sardelele. Ok. Sigur că trebuie luate niște măsuri fără doar și poate, dar trebuie revenit la normalitate progresiv. În ce bază putem lua astfel de măsuri? Pentru că și închiderea cuplului în noapte... Vă spun și în ce bază. Guvernul are la îndemână măsura, în primul rând, a introducerii stării de alertă limitată din punct de vedere geografic. Deci nu e obligatoriu să se introducă starea de alertă pe întreaga țară. Poate să introducă stare de alertă în zone geografice, care înseamnă o arie geografică compusă din mai multe județe, dintr-un singur județ, mergând descrescător, pe câteva localități sau într-o singură localitate. Acolo unde
Bănuiesc că de-aia fac testele, da? Și au o hartă a îmbolnăvirilor. Introdu, domne, măsuri acolo, dar nu paraliza o țară întreagă. Aici e problema pe care nu o înțeleg de la... Și sigur că în condițiile astea eu nu mai am încredere să merg pe mâna lor. Adică guvernul ce vrea? Guvernul vrea în continuare să introducă starea de alertă, mai are câțiva clienți politici pentru care vrea să-i servească, care să mai... firme care să mai cumpere măști, aparate medicale, ventilatoare, pe care să le pună în stoc. Atenție, vă aduceți aminte, eu nu mai știu exact de la ce dată trebuia guvernul să distribuie măști gratuit, câte 50 de măști, parcă de la 1 iunie. Exact. Da? Suntem astăzi în 14, da? Zilele trecute vorbeam cu cineva care stă peste drum de casa mea în sectorul 6 și am întrebat, ați primit măști? Și zice, da. Câte? 20. De la cine? De la primărie, mi-a de spus. La primărie, da, și am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe primar. Să aflu de la el, să-mi confirme, voi ați da măștile primăria sau guvernul? Zice, nu, noi am dat, numai 20 am putut, că atâta ne permite bugetul. Ok, guvernul nu are nicio mască, dar a achiziționat milioane, da? Afaceri bune și grase pentru clienții politici. Vor în continuare să continue cu epurarea aparatului administrativ din România, sub perdeaua aceasta sau sub umbrela stării de alertă. Lucrurile astea nu sunt, nu pot să fiu de acord. Și mai e încă un lucru, în final. După cum știți și probabil că ar fi fost un subiect, nu știu cum v-ați propus ce subiecte să discutăm în emisiune, dintre cele pur politice, mă refer la moțiunea de cenzură. Este o moțiune de cenzură care stă în așteptare. Cu toți am discutat, adică cu toți, cu cei care avem în momentul acesta întâlniri politice, mă refer în primul rând la PSD, la domnul Ponta, am discutat despre oportunitatea unei moțiuni de cenzură și cu toții am ajuns la concluzia că o moțiune de cenzură este necesară pentru multe lucruri, pentru modul defectuos în care au gestionat problema medicală și aspectul economic. Cei de la PSD au spus, dacă nu vor mări pensiile, de fapt, scuzați-mă, nu pensiile, ci punctul de pensie, da? Ca să fim mai riguroși, de la 1 septembrie, este un motiv suficient pentru introducerea unei moțiuni de cenzură. Dar sigur că oportunitatea politică a introducerii unei măsuri de cenzură în perioada stării de alertă este clar neavenită, da? Nu, o astfel de oportunitate este puțin probabil. Și bănuiala mea este că cei de la PNL, de teamă că nu vor rezista unei moțiuni de cenzură din cauza că au puțin peste 20% în Parlament susținere, este să prelungească starea de alertă până la data alegerilor sau cu puțin timp înainte de alegerile locale, ca să scape de moțiunea de cenzură. Pentru că ați pomenit de moțiunea de cenzură, este legată, cel puțin în opinia celor de la PSD, de această creștere a punctului de pensie. Vorbim despre 40% de la 1 septembrie. Asta este legea aflată în vigoare. Informațiile pe care noi le avem sunt că guvernul pregătește o ordonanță de urgență care să blocheze legea și, în final, să existe o majorare cu 10% pentru mai că asta mică. Este, asta este ceea ce ni se spune dinspre Partidul Național Liberal. Da. Este valabilă, este suficient sunt suficiente cei 10%, noastră predați pentru creșterea cu 40% și poate permite economia României să susțină o astfel de sumă? Dar, mulțumesc, vă spun clar că cei de la PNL și, apropo, vorbeam mai devreme de Câțu și de Orban, ei au o vedere extrem de obtuză și văd finanțele statului în momentul în care trebuie să le gestioneze, fiind compuse exclusiv din coloana cu cheltuieli. Da, să știți că finanțele statului au două tablouri, da? Două tabele. Venituri în stânga și cheltuieli în dreapta. Și când văd că am niște cheltuieli de făcut, mă uit repede să văd cum fac rost de bani, de venituri. Păi, am foarte multe posibilități să cresc veniturile, mai ales că am văzut astăzi Consiliul Fiscal spunea că România are cel mai mic procent din Uniunea Europeană de venituri din PIB, 31,7%. N-am văzut niciun fel de preocupare din partea ministrului Câțu și a prim-ministrului Orban să crească încasările la buget. Este evaziune fiscală cât cuprinde pe TVA.
sunt firme care nu plătesc contribuțiile de asigurări sociale, impozitele pe salarii și așa mai departe. Sunt impozite care nu se colectează pentru că nu se ocupă Ministerul de Finanțe. În fine, sunt cheltuieli generale ale statului exagerate. La guvern, fondul de rezervă are 1 miliard de lei. Eu când puneam 100 de milioane de lei la fondul de rezervă, în perioada când eram prim-ministru, stăteam și mă gândeam ce atacuri or să vină din partea dumneavoastră, a presei, da? Că e prea mare suma și nu se justifică. Deci, poate să facă economii la cheltuielile generale ale statului, poate să micșoreze suma de la fondul de rezervă, are în fine o serie de posibilități. Dar nu în ultimul rând, în legătură cu pensiile, să știți că trebuie să vă spun, sunt două aspecte. Este aspectul, dacă vreți, social și moral. Pensionarii au fost categoria cea mai afectată de erodarea puterii de cumpărare din 1990 încoace față de celelalte categorii. Doi la mână. În România avem 1,9 milioane de pensionari care trăiesc cu mai puțin de 1000 de lei pe lună. Eu i-aș întreba și pe Orban și pe Câțu dacă au făcut vreodată încercarea să trăiască cu 1000 de lei pe lună sau cu mai puțin. Mai avem 600 de mii de oameni care sunt beneficiarii pensiilor de ceapă, care au 440 de lei pe lună. Deci, e o necesitate, dacă vreți, socială de a mări pensiile acestor oameni cu venituri foarte mici. În al doilea rând este un aspect economic. Mai mult de jumătate din banii care sunt dați pentru creșterea pensiilor se întorc în economie. Să știți că pensionarii, puțin dintre ei, vor putea ca din această creștere să facă economii. Mulți își vor cumpăra poate un pic mai multă mâncare, pentru că trăiesc de azi pe mâine și pe spongi. Doi, își vor cumpăra medicamente, poate își vor cumpăra vreo haină, își vor plăti din facturile de întreținere, telefon și televizor și așa mai departe. Și banii ăștia, într-o proporție foarte mare, se vor întoarce în economie. Iar noi, pentru că vă spuneam că ministrul n-are niciun pic de viziune economică, noi vorbim de repornirea economiei. Să știți că firmele pot să repornească, dar problema este ce fac cu produsele. Produsele trebuie să se și vândă. Eu vă dau exemple de firme din economia românească care au suferit major în perioada coronavirusului. De exemplu, cei din industria alimentară. Nu mă refer la firmele de retail, de vânzare în detaliu, care importă. Eu vorbesc de producătorii români, cărora le-au scăzut vânzările și care au făcut stocuri imense de carne pe care nu au putut să le mai vândă. Deci, noi trebuie să stimulăm și cererea. Oferta, sigur că imediat va veni la întâmpinare, dar trebuie să dăm posibilitatea acestor oameni să cumpere. În Statele Unite, dau acest exemplu pentru că e foarte interesant, economiștii americani ce au gândit și până la urmă administrația a luat următoarea măsură: să dea fiecărui american plătitor de taxe, de impozite, $1200 pe lună pentru cei care au venituri sub $100.000 pe an, da? Și un surplus pentru fiecare copil. În Germania, cancelarul Merkel a luat hotărârea să acorde 300 de euro pentru fiecare copil care este în îngrijirea unei familii. Deci aceste măsuri, vedeți, sunt gândite tocmai pentru a stimula oferta de bunuri. Dar mi se poate spune ușor, stați puțin, nu putem să comparăm economiile Statelor Unite și Germaniei cu economiile. Eu n-am spus să dăm $1200 la fiecare cetățean, dar trebuie făcut ceva. Trebuie făcut ceva. Și vă mai dau, dacă vreți, în final, un alt exemplu. Poate vă mai aduceți aminte că în perioada mandatului meu de prim-ministru am dublat pensiile. Wow, ce o răcăială a fost atunci! Că va fi sfârșitul lumii, că se va prăbuși economia, că nu va ține bugetul. Același lucru l-am auzit când am introdus cota unică de impozit de 16%. A, veniseră economiștii de la FMI, mari experți ai lumii, și ne-au spus că economia nu va ține, nu o să aveți venituri cu tare. Au plecat supărați. S-au întors după un an și au spus ați avut dreptate. A funcționat foarte bine și a dat rezultate excelente. Am dublat pensiile atunci. Ce s-a întâmplat?
Singurul lucru pe care l-am auzit, acum sigur din ce în ce, poate mai puțin, foarte mulți pensionari cu care mă întâlneau spuneau: vă mulțumim, ați fost singurul care ați luat o măsură într-adevăr consistentă pentru a reface puterea de cumpărare. Între timp, pensiile, multe dintre ele, au fost erodate din cauza inflației. Și acesta este, așa cum vă spuneam, o măsură necesară din punct de vedere social și moral, iar majorarea pensiilor cu 40% trebuie privită de guvernanță, așa cum v-am spus. Avem o cheltuială de făcut, hai să vedem cum facem rost de bani. Da, pentru asta obligatoriu, să știți, trebuie repornită economia, cu o economie care stă în genunchi, care este ținută cu frâiele trase, unde sunt câteva 1000 de întreprinderi care au beneficiat de programul IMM Invest din 100.000 de solicitanți. Bineînțeles că nu o să poată să facă rost de bani. Atât ai duce capul. Ăsta e motivul pentru care cred că e nevoie, ca să vă spun sincer, de o moțiune de cenzură. E nevoie de o moțiune de cenzură. Să spunem că va cădea guvernul pentru că o alianță formată din dumneavoastră, PSD, Pro-România, poate să alătură și UDMR, care și UDMR, by the way, apropo, este împotriva prelungirii stării de alertă. Urmează, deci, ați prelua guvernarea în cazul în care PNL, guvernul PNL cade? Eu cred că trebuie să înțelegem sau și să acceptăm care este esența jocului democratic. Noi considerăm acest guvern incapabil, n-are nici susținerea politică necesară, s-a erodat în ultima perioadă consistent, guvernul trebuie să cadă. Ce punem în loc? Nu e o bătălie că vrem noi să ajungem la putere. Acest lucru trebuie să-l decidă electoratul, mai ales că suntem la finele ciclului electoral. Deci eu ceea ce propun este ca imediat după căderea guvernului Orban să se instaleze un guvern cu mandat limitat care să aibă drept obiectiv numai și numai organizarea alegerilor. Punct. Un guvern apolitic? Un guvern apolitic care să organizeze alegerile. Păi aici ajungem la președintele Klaus Iohannis, că așa-i făcută Constituția. La cum îl vedeți, da, pe președintele Klaus Iohannis ar accepta așa ceva? Președintele, să știți că nu este decidentul suprem. Președintele trebuie totuși să raporteze la ceea ce până la urmă Parlamentul, într-un fel care este ca un fel, cum să vă explic, Parlamentul e ca un set de cărți pe care la un moment dat le etalează. Și tu ca președinte nu poți să joci tot timpul cu nebunul, da? Joci cu ceea ce este clar, cu cărțile care se pot compune. Nu o să poată să compună ce vrea el tot cu guvern Orban, cu care și-a dovedit incapacitatea. Acum, președinte, până acum e ieșit domnului Iohannis. Ce și-a dorit, ia cam ieșit. Doamna Ruse, și-a dorit, i-a ieșit. Și ce-a rezultat? A pus un guvern care... deci, atenție! Hai să ne uităm puțin la câțiva dintre componenții echipei guvernamentale. Din experiența pe care o aveți, cred că sunteți de acord cu mine că, în general, când un prim-ministru vine pentru prima oară ca prim-ministru în funcție, își face o echipă cu ce are el mai bun. Păi dacă ăștia sunt ce are el mai bun... Cine vă deranjează la cine vă deranjează la... Am înțeles, domnul ministru Cățu, nu vă place? Sunt unii care... Nu, spun că nu-mi place, că că așa... e foarte bine pregătit, nu, arată, că e bine, școlit, că e, da, știe da, economia. E coleg cu mine în Senat, n-am spus că nu-mi place. Nu-i măsor după înălțime sau nu? Nu, din punct de vedere profesional. Eu vorbesc profesional. Nu e nimeni în guvernul ăsta care să... Păi nu, hai să... ați spus dumneavoastră de Cățu, da? Așa. Și vă dau Vela dreptate. Nu, doamna de la Ministerul Muncii. Da? Doamna Violeta Alexandru. Da, doamna de la Ministerul Muncii. Cea de la Ministerul Educației. Doamna Anisie. Anisie. Cel de la... nu știu cum îl cheamă pe numele lui adevărat, de la Dezvoltare, căruia îi se spune Grindă. Da? Grindă, da. Așa, da, da. Păi mai sunt... sunt și, nu pot să spun că sunt toți o apă și, un pământ. Văd la Ministerul Transporturilor un om care mi se pare... cum să spun, l-am auzit, chiar și-am vorbit cu el odată, mi se pare că e pregătit. Nu știu, poate nu este steaua mondială a politicii, dar sunt mulți miniștri care trebuie să și muncească, nu sunt vedete politice. Adică nu, criteriul meu de apreciere nu este vedetismul politic al unora sau al altora, ci eficiența lor, modul în care abordează problemele, soluțiile cu care vin și așa mai departe, implicarea personală. Deci când ai în guvern perlele astea cu aia de la muncă care spune, cu toate că e responsabilă de majorarea pensiilor,
și de pensii. Și spune, eu nu știu ce să fac pentru că stau și mă uit la Câțu. Păi, Cucoană, când ai făcut bugetul, atenție, doamna Ruse, bugetul pe 2020 nu e un buget dezbătut în Parlament. Știți că a fost adoptat prin adoptarea răspunderii. Da. Păi, când ai pus în buget sumele alea, nu știi că ele trebuie plătite? Tu, ministrul de finanțe, nu știi același lucru? E un ping-pong între ei, care n-are niciunul curajul să spună nu plătim și atunci ea dă vina pe Câțu, Câțu pe Orban, Orban pe nu știu cine, să uită la președinte și așa mai departe. E foarte caragios. Asta nu e un guvern de oameni serioși. Că veni vorba de președinte, la președinte este și legea trecută de Parlament prin care se cere dublarea alocațiilor, adică se respinge termenul acela de 1 august. Da. Sunt bani și pentru dublarea alocațiilor, trebuie să procedeze guvernul la fel ca în situația pe care ați descris-o, adică cheltuieli, venituri, vedem de unde tăiem sau avem de ales între dublări de alocații nu, și nu, nu, aici nu-i pe ales ori. Nu, legea e lege și trebuie să se descurce să facă rost de bani. Dacă nu or să mai dea atâția bani pentru achizițiile publice de care vorbeam mai devreme, de măști și aparate medicale, care zac nefolosite, am văzut că au cumpărat spitale de-astea de campanie, nu știu cum să le numesc, da? Care iarăși au stat nefolosite, goale, da? Asta e modul pe care au cheltuit banii. Am auzit că zilele trecute au dat niște sume uriașe pentru despăgubiri la NRP. Atenție! Ca prim-ministru liberal am fost cel care am votat legea 205, am propus legea 205, prin care să se procedeze la restituirea în natură a proprietăților confiscate în perioada comunistă. Și pentru cei care nu puteau să primească în natură proprietățile, pentru că nu mai existau, trebuiau să se dea despăgubiri. Formula pe care am inițiat-o atunci, vă aduceți aminte, a fost cu titluri la fondul proprietatea. Deci de la buget nu trebuia să scoată niciun ban. Da? Acum, ce se întâmplă? Nu sunt împotriva, atenție, nu sunt împotriva restituirilor date către foștii proprietari. Numai că am văzut că multe sume de bani sunt date înainte de termen și acest lucru ridică un mare semn de întrebare. Nu cumva iarăși se procedează cum s-a mai procedat în perioada guvernului Boc, când dosarele care erau la fund, dar erau dosarele prietenilor politici, erau scoase și decontate și alții care așteptau de 5, 10, 15 ani despăgubiri le-au rămas cu buza umflată. Nu cumva iarăși sunt făcute supraevaluări pe anumite dosare și de ce nu au continuat, de exemplu, să introducă un mecanism prin care să ofere exact cum s-a procedat atunci, acțiuni la diferite companii proprietate de stat, ca să nu trebuiască să consume bani din buget. Deci, văd că nu e o problemă până la urmă de bani, că bani pentru interesele lor politice știu să găsească, ci este o atitudine de dispreț pentru o anumită categorie, și aici vorbesc foarte clar, este vorba de disprețul și frica pe care o au față de pensionari. Ei știu bine că pensionarii nu îi vor vota și atunci este o atitudine cinică de comportament față de ei. Nu le dăm pensii pentru că ăștia nu ne votează, că am auzit discuțiile. Tata, așa vorbesc, ăștia nu ne votează. Este da? Pierzător pentru că pensionarul acela foarte probabil are ca suport, pentru că exact cum pomeneați, nu se poate trăi cu 1000 de lei pe lună ca pensionar. Ai în spate, în cazul cel mai bun, o familie, copii care să te ajute și unii, să te susține. Doamna Ruse, unii. Eu mi-aduc aminte de mama când trăia și sigur că a fost pentru mine nici nu se punea problema, că nu-mi cerea nimeni, dar puteam să o ajut cu pensia care o avea și mama nu avea o pensie chiar mititică, pentru că era un om care făcuse facultate, avea o pensie, hai să zicem, în zona medie, dar cu nevoile pe care are un pensionar. Să știți că oamenii la o anumită vârstă călătoresc mai puțin, se îmbracă cu haine noi mai puține și așa mai departe. Banii, în marea majoritate, se duceau pe medicamente, pe control medical, se ducea la medic și așa mai departe. Și sunt foarte mulți. Și nu toți au alături, în spate, un copil care să poată să-i ajute. Tocmai de asta mă gândesc că familia aceasta, spre exemplu, în cazul mamei mele, pe care, de asemenea, slavă Domnului, îmi permit să o ajut pentru că are o pensie foarte mică.
Poate că mama așteaptă 40%, dar și eu mă gândesc, păi, dar de ce ne-au dat ăștia 40% dacă aveau bani? De ce se ocupă de ANRP și... Pentru că tot e un calcul electoral prost. Nu, e un calcul politic de un cinism fără de margini, cu un dispreț total față de oamenii care, sigur că și-au făcut datoria, au plătit contribuțiile de asigurări sociale. Să știți că nu li se face un cadou. N-ați auzit cum vorbesc? Ce, asta e pomană. Cum? Adică oamenii ăștia, ca și mine, ca și noastră, plătim lună de lună contribuțiile de asigurări sociale pentru pensia de contributivitate. Și e normal ca la o anumită vârstă să primească înapoi ceea ce au contribuit. Deci, îmi pare rău, asta este atitudinea pe care o văd din ce în ce mai pregnant la cei de la PNL și mi se pare absolut regretabil. Politic vorbind, nu e un risc major electoral, pentru că anul ăsta vor fi alegeri, să nu crești pensiile cu 40% și să nu dublezi alocațiile? Probabil că au făcut anumite calcule, în ghilimele, și consideră că o majorare, așa cum a apărut în spațiu public, de 10% este suficientă ca să-i, nu știu, să-i amăgească sau nu știu cum să spun. În orice caz, să știți că o majorare de 10%, știți ce înseamnă în realitate? Înseamnă de fapt că le iau 30% din ceea ce li se cuvine. Deci oamenii rămân practic fără 30% pe care, da, ar fi trebuit să aibă. Da. Și vreau să vă mai spun ceva. Din păcate nu am cifrele la mine și nu le țin minte. Am avut o discuție cu Varujan Vosganian, care a fost ministru al finanțelor și care a făcut o analiză legată de evoluția punctului de pensie în raport cu salariul minim și cu salariul mediu pe economie. Da? În toată Europa, pensiile reprezintă un anumit procent din salariul mediu sau din salariul minim, da? Ceea ce la noi nu se mai respectă, adică pensiile, vă rog. Trebuie să luăm publicitate, dar o să revenim imediat la discuție și imediat, domnul Stonor, o să aflați de ce este economia mondială în pericol, pentru că inclusiv și aici în România pare că oamenii țin banii la saltea. Revenim imediat.